tine. O tânără superbă și cu mult, mult talent, pe cât de frumoasă, pe atât de talentată, Gabriela Marin. Este actriță, este pasionată de artă, dar și de meditație. Este o personalitate artistică interesantă, sincer, și bineînțeles, pe care o puteți urmări în fiecare săptămână la Cronica Cârcotașilor. Oameni frumoși unde se adună la un loc. E bine, bine ai venit la Trainet, Gabriela! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru prezentarea atât de frumoasă și pentru complimente. Mulțumesc asemenea, Aranica, mulțumesc. Mă bucur de cunoștință. Să știi că o meriți. Eu întotdeauna când fac prezentările, analizez umul pe care l-am în fața mea și nu le fac așa ca să fie spuse. Dacă nu am ce să spun de bine, mă rezum la câteva, știi? Și atât. Cu atât mai mult atunci, îți mulțumesc. Cu atât mai mult îți mulțumesc. Și să știi că faci o treabă bună, te vedem în fiecare miercuri seară și ne faceți seriile atât de, nu știu, ne înviorați. Prin râs, e terapie. Încercăm. Da. După atâta timp, mă bucur că ne iese în continuare. E o echipă frumoasă. Îmi pare bine că suntem de aproape 24 de ani pe post. Mulți înainte. E o viață de om, mulțumim frumos. Eu sunt doar de 14 ani în echipa Cronicii, dar deja simt că sunt și eu, cum să zic, pot să zic bătrână. Ți-ai luat buletinul. Mi-am luat buletinul, exact. Bătrână, fac parte din membrii cei vechi, să zicem, a echipei și da, sperăm că ajungem în continuare în casele oamenilor și le aducem așa un pic de bună dispoziție. Fără îndoială. Să știi că bătrână nu ești, ești frumoasă, tânără și ai doar experiențe. Așa se spune în mod. Da, da, da. Asta e eufemismul. Mulțumesc. Da. Să știi că așa este. Vorbeam că tu faci foarte multe și ai făcut și până acum destule. Ești o actriță la bază, o actriță foarte bună, pe care oamenii trebuie să o vadă mai des. Evident, eu asta cred. Mulțumesc frumos. Am făcut teatru independent, am terminat facultatea. Am avut în 2009. Am avut marele noroc să nu stau prea mult pe tușă, cum se spune, pentru că na, actoria și domeniul nostru este un domeniu destul de dificil, da, destul de instabil câteodată, și atunci am avut noroc să nu stau mult pe bară. În 2010 deja intrasem în echipa Cronicii printr-un casting, o să vă povestesc și de, și de întâmplarea asta fericită. Chiar a fost o întâmplare fericită, o conjunctură fericită pentru mine. Dar când am terminat facultatea, pe lângă televiziune, am făcut teatru independent și am jucat în multe musicaluri, am fost în două trupe pentru, de spectacole pentru copii. Mi-a plăcut foarte mult genul ăsta al spectacolului de tip musical, eu și cântând și dansând. Și am făcut, am jucat în teatru independent timp de mai mult de 10 ani, dar odată cu pandemia am avut o perioadă în care mi-am luat pauză și acum joc doar din când în când pe scena teatrului, dar nu se compară, adică sunt niște lucruri diferite, televiziunea de teatru și chiar și de film, adică aș reveni oricând într-un spectacol pe care să-l joc mai des. Am doar un spectacol deocamdată pe care îl joc, dar destul de rar. Iar despre Cronică, nu știu dacă asta e întrebarea. Dacă o să ajungem, o să ajungem și acolo. Nu-i problema. Oricum, să știi că spectacolele vin atunci când trebuie să vină. Nimic nu e întâmplător. Oricum faci destule. Mă mir că mai ai și timp pentru tine. Încerc să ai, nu? Încerc să am, da. Și mă oblig pe mine însă să-mi acord timp. Adică mă oblig să am măcar o zi pe săptămână în care chiar să nu fac ceva legat de meserie, chiar să mă relaxez, cred că e important. E foarte importantă pauza cu noi și să știi că e important și lucrul ăsta, să conștientizăm că avem nevoie, că de multe ori poate uităm, suntem în vraja aia, da, muncii. Da. Mi s-a întâmplat de multe ori să, din moment ce facem ce ne place, bineînțeles că nu știm cum trece timpul și atunci trebuie să, atunci când realizez că deja sunt un pic surmenată, că intervine stresul, deja trebuie să dau un pas, doi înapoi și să-mi dau seama că am nevoie și de timp cu mine. Apropo de meditație și de mindfulness și de ce spuneai tu prima dată. De... Crezi în energie, crezi în toate, pentru că aici oamenii nu vin întâmplător și noi credem. A fost un moment anume în care să realizezi că te duci în zona asta? Da. A fost. A fost în momentul în care, în 2020, în martie, când, odată cu pandemia, am avut perioada de carantină, când am stat în casă,
Iar eu până atunci alergam de la casting la casting să fac un pic background, să vin cu toate informația. Deci alergam de la casting la casting, era un du-te vino în viața mea, în permanență. De la proiect la proiect, ajungeam foarte târziu acasă, de dimineață până seara lucram, ori jucam, ori eram în turneu, ori eram la televiziune, ori eram la cronică. Mai și predam, parcă nu mai țin minte. Oricum, era un haos în viața mea și atunci când am stat în casă, efectiv, prima săptămână, primele două săptămâni a fost foarte amuzant că eram pe Zoom, cred că ți-aduce aminte, da, pe Skype. Noi tot socializam cumva. Dar la un moment dat lucrurile astea s-au terminat și mi-am dat seama că trebuie să stau chiar eu cu mine și atunci când am început să realizez că eu cu mine, pur și simplu, atunci am găsit fericirea și pacea și armonia pe care eu o căutam în exterior, prin toate rolurile și prin toate proiectele pe care le făceam, mi-am dat seama că lucrurile cumva veneau invers, știi? Atunci m-am apropiat de partea asta, așa să zic, mai spirituală, atunci am și început să citesc foarte mult pe partea asta și m-am apucat și de yoga tot atunci. Wow. Dar mă refer la partea, partea generală a yoga, nu la partea fizică de asane, și alea sunt foarte bune, dar alea practic te pregătesc pentru meditație. Deci mă refer ca general, vorbind de yoga. Informațional, da. Informațional și ca mod de viață mă refer mai mult. Și atunci mi-am dat seama că lucrurile după care eu alergam în acest tumult al vieții, lucrurile după care, la care eu tindeam, le aveam deja în interior și procesul era un pic invers. Adică trebuia eu să fiu foarte, foarte împăcată cu mine ca lucrurile mai apoi să vină. Adică să fiu fericită deja, fără ca să aștept să vină lucrurile. E procesul e fix invers. Lucrurile vin atunci când tu ești fericită. Ei bine, da, ești un exemplu, să știi că mulțumesc. De multe ori oamenii fug de ei prin activități. Asta e problema, de fapt. Așa nu prea stau ei cu ei. Da, da, și când ajungi să stai cu tine, ori îți place ceea ce găsești. La mine s-a întâmplat mai încolo, după ce am început procesul ăsta de efortul ăsta, de muncă deci cu mine. Nu la început, de muncă cu mine însă. Ori nu-ți place și începi să evoluezi, începi munca cu tine însuți, practic, ca să depășești niște lucruri. Și asta s-a întâmplat în pandemie. Cam, cred că de acolo am început cu toată treaba cu yoga. Între timp am vrut să aprofundez, pentru că nu înțelegeam eu foarte bine ce înseamnă toate postiurile de yoga, toate asanele, cum se spune așa în limba specifică. Și atunci am început și un curs online de instructor de yoga, tocmai pentru a înțelege mai bine la ce mă ajută. Adică mi se părea că nu fac toate lucrurile corect, mai ales făcând online în casă. Exact. Eram foarte sigură și cursurile le-am început tot online. Am avut un an de zile de teorie. Studiu. Da, chiar am învățat și chestii de anatomie care îmi servesc foarte tare, pentru că eu mai practic sport și atunci iau câte puțin și din cunoștințele de anatomie și le duc către... Toate către se leagă, să știi. Da. Se leagă, au legătură și în plus toate lucrurile astea ne fac bine, pentru că, uite, ne întoarcem la esență, la sufletul nostru și de acolo pornesc toate. Apropo de musicaluri, ca spectator mi se pare cel mai greu dintre toate spectacolele. Și că ai putut să faci asta și mai ales să joci și pentru copii. Ei nu pot fi mințiți ușor. Așa este. Și chiar cu Daniel, pe care l-ai avut invitat aici, am făcut un fel de remake al poveștii Frozen. Wow! Și mi-a plăcut foarte tare proiectul ăla, regizat de Camelia Popa. Era musical în toată regula, și cu piese din musicalul original, dar și cu piese proprii. El era Hans, nu știu dacă știi povestea. Da. El cine era personajul Frozen negativ. Eu eram Ana, deși eram mai roșcată pe vremea aia. Acum nu m-aș mai potrivi, în fine. Trece timpul, nu m-aș potrivi nici ca vârstă, da. Avem niște amintiri frumoase. Păi asta e important, să rămână amintirile și oamenii frumoși din jur, pentru că, uite, vezi, lumea e mică. Mm-hmm. Când te întâlnești cu ei, atunci când nu te aștepți. Da. Pe de altă parte, vorbim și despre teatru aici, pentru că ieri am sărbătorit teatrul la nivel mondial. Tu ai făcut ceva anume sau faci ceva specific? În teatru, acum am un singur spectacol, se numește Privește înapoi cu mânie. Este un text de John Osborne, este regizat de Cristi Toma. Eu am colaborat cu compania lui de-a lungul timpului,
practic facem parte din aceeași echipă când vine vorba de teatru. Am mai făcut Dale Carnavalului cu el, am mai avut spectacole frumoase și chiar și pentru copii. Îl jucăm din când în când și mai mult prin țară, pentru că toți actorii din distribuție au și alte programe și atunci ne e greu un pic să ne adunăm și să ne... Să ne corelăm datele și exact. Să punem spectacole. E un text frumos. E o dramă, pentru cei care nu știu. Este o dramă, dar eu sunt contrapunctul din poveste. Eu vin cu partea de comedie din actul 2, dar personajul are o întorsătură, adică are o turnură foarte specială, pentru că atât de efervescent apare în actul 2, pentru ca mai apoi în ultimul act să aibă o revelație a ceea ce înseamnă ea ca om și să se ducă către partea dramatică. Adică nu să ajungă unde trebuie. Să ajungă unde trebuie, nu e un personaj liniar. Adică nu e doar comedie, cum e obișnuită lumea, probabil să mă vadă la televizor. E un personaj profund. Toate, de altfel, personajele lui John Osborne sunt toate profunde și necesită un pic acolo de introspecție ca să poți să faci. Și asta a fost întotdeauna un motiv pentru care eu mi-am ales unele personaje. Dacă constituie o provocare pentru mine și pot să arăt și altceva, e genial. Dacă nu, lumea și așa e obișnuită să vadă partea comică, să fiu amuzantă, să... din sketch-uri mă refer. Da, da, da. Dar uite, apropo de umor, te vedem, ești o persoană funny. E născut? Cred că da, îți dai seama, dacă îi întrebi pe ai mei, or să zic că da. Dar acum, ca să fiu obiectivă, cred că am o latură simpatică. N-aș duce-o mai mult. Cred că-s doar simpatică, nu sunt extrem de amuzantă, că altfel aș fi scris texte și asta mi-ar fi plăcut să fac, dar nu mă consider atât de talentată, asta e altă meserie, scenaristica. Niciodată nu-i târziu, să știi. E adevărat, e adevărat. Cred că sunt un pic simpatică, cred că îi moștenesc pe bunici, pentru că știu că la noi în casă întotdeauna a fost o atmosferă foarte degajată și noi toți râdeam și bunicul făcea glume. Tot timpul era... Da, 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 și toată lumea se amuza de ce scotea pe gură și am fost o familie veselă. Cred că am fost veselă de la început. De asta zic, că poate sunt unii oameni care șlefuiesc pe parcurs, dar trebuie să ai acolo ceva, totuși. Da, 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 pe mine m-au amuzat în general chestiile, am văzut partea comică a lucrurilor și bineînțeles că pe măsură ce am crescut am văzut și altă parte a realității noastre, dar cumva m-am întors întotdeauna la firea asta veselă. Da, cred că am fost veselă în continuare, eu cu sora mea când ne întâlnim numai nu asta se poate facem fără. Da, râdem non-stop și ne amuzăm de toate lucrurile. E o chestie ciudată sau poate, nu știu, o situație ciudată care îți stârnește umor? Te referi la vreun comic de situație? Da. Uite, de exemplu, da. Mie mi se pare amuzant când cineva strănută. Nu știu de ce mi se pare, dar vai, e da. Ceva ciudat. La dar... asta te referi? Da. Da. Da, o să fiu un pic nemernică și o să zic că întotdeauna mă pufnește râsul când se împiedică cineva și cade, nu mă pot abține și... Asta este, se întâmplă. Să nu Da bine, dacă are urmări grave, îți dai seama că mi-i îngheață zâmbetul pe buze, dar prima dată, fai, și mi s-a întâmplat și în teatru și mi s-a întâmplat cu mine, eu să mă împiedic, eu sunt destul de neîndemânatică și mai pic, mai cad și niciodată nu mă pot abține să nu... Dar sunt sigură, să nu izbucnesc în râs. Sunt sigură că pe lângă toate astea ai și autoironie și faci haz de necaz. Da, asta e clar. Păi altfel n-aș putea să mă salvez. Dacă e vorba despre mine în teatru sau în live, n-aș putea să vezi cum o să pic. Acum, Doamne ferește, tot vorbim de live. Și hai să revenim și la cronică, pentru că am tot vorbit despre teatru, am tot vorbit despre experiențele de dinainte, dar cronica ne nobilează sufletele. A fost aici și dezbrăcat, un om atât de dulce și de minunat. Da? A venit? Da. A fost în studioul nostru, a fost atât de dulce și de plăcută discuția cu el până la urmă, nu doar el în sine, încât am zis neapărat, trebuie să-i cunoaștem pe toți. El n-a povestit așa pe scurt, dar uite că ai venit și tu și vrem să știm acolo cum e atmosfera. Că poate e ceva, un secret.
Să știi că ce se vede la televizor, nu știu dacă ai urmărit ultimele sezoane, dar ce se vede la televizor, asta este și în culise. În sensul în care noi râdem pe bune la toate subiectele, de toate subiectele pe care le prezentăm și se nasc niște lucruri și spontan. Adică e clar că avem un scenariu și un schelet, dar se nasc niște lucruri pentru că deja ne știm foarte bine și știm cum să ridicăm la fileu astfel încât celălalt să preia o glumă și așa mai departe. Noi chiar râdem la filmări, râdem de dimineață până seara și nu glumesc, noi filmăm chiar și noaptea, adică scenetele le filmăm. Și n-am întrebat așa degeaba, pentru că se vede energia voastră, adică chiar prin intermediul televizorului transmiteți că e de bine acolo. Da, și bine, ne mai taie și la montaj, Fani, producătoarea noastră ne mai sună, dar nu putem că lungim emisiunea, voi vă luați la și te mai taie și la montaj, dar da, e foarte frumos la filmare. De aici pornisărăm, nu? Da. Suntem o echipă chiar foarte unită. Adică cei care au rămas, dar chiar și cei care au plecat, pot spune același lucru. Ne mai întâlnim din când în când pe la evenimente și spiritul ăsta al cronicii, al cărcotașului rămâne. Nu degeaba emisiunea a făcut o țară de cărcotaș atunci când a început să emită în 2000. De atunci toată lumea, vezi și în mediul online cel mai bine, toată lumea e cărcotașă. Exact. Păi, dar nu e chiar așa întâmplător, pentru că dacă nu dăinuia până acum, înseamnă că nu avea acea esență de care oamenii au nevoie. Eu, să știi că am mărturisit și lui Codruț, am crescut cu voi. Cred, păi și eu la fel cu ei. Da. Nu știu dacă a luat-o ca pe un compliment sau nu, dar a fost de bine, asta e clar. Se amuză, păi e gluma noastră, să știi. Că el tot timpul zice, uite, m-a oprit o domnișoară drăguță și mi-a zis, păi știu de când aveam 5 ani, du-te de aici, nu mai știi că mi se mai întâmplă și mie, că deja nu mai sunt. Păi da, trece timpul. Gabriela, n-am 40 de întrebări pentru tine, dar cum e să fii tu în postura aceea? Vai, deci personajul Denisei Rifai a fost o mană cerească pentru mine, trebuie să recunosc. Cireașa de pe tort. Da, a prins atât de bine și a prins și pe TV și pe online foarte bine, încât cred că a fost un fel de dezbrăcat atunci când a început el rubrica. Exact. Atât de bine a prins și, bine, îți dai seama că am comentarii pro și contra, ca orice cârcotaș. Evident, veritabil. Exact, care se trezește să mai comenteze. Acceptăm toate comentariile, nu-i problemă. Mie îmi place foarte mult de Denis Rifai, ne-am și cunoscut. Este o jurnalistă de excepție. Atunci când ne-am cunoscut, i-am explicat că parodia e doar e un pamflet și trebuie tratat ca atare. Exact. Și eu chiar o apreciez. Adică mi se pare că toate întrebările ei și toată echipa ei își face treaba foarte bine. Toate întrebările sunt foarte pertinente. Ea e on point. Așa. Și îi mulțumesc pentru trăsăturile astea pe care le-am studiat, că acum deja nu mai fac diferența între ai preluat și tu din caritățile ei și din Da. Și ba chiar mi se pare că am dus-o un pic prea departe, că deja ea nu mai face atât de ea e mai normală decât o fac eu, dar na, dacă asta prinde, sunt sigură că ea a înțeles și ea e foarte drăguță când ne vedem, nu de multe ori, dar ne-am mai văzut pe la evenimente și are zâmbetul ei așa pe care îl fac și eu la televizor. Oamenii care au verticalitate înțeleg de fapt situația, nu au de ce să se supere, ba dimpotrivă, ar trebui să fie măguliți, că sunt în atenția tuturor și uite, oamenii care vă urmăresc, sunt sigură că apreciază pamfletul, glumele, dar și esența umorului. Suntem o țară de cârcotaș, asta spuneam, bineînțeles că apreciază, cred că tocmai de aia a prins atât de bine și formatul, atâta timp. Da, ce o va face în continuare. Asta e fără îndoială. Dar e ceva, Gabriela, despre care oamenii nu știu, adică ceva despre tine și ar trebui să cunoască? Dai să mă gândesc. În afara personajelor. Despre tine ca om. Poate că sunt perceput așa ca un om dezinvolt, dar să știi că am perioade în care chiar nu sunt deloc așa. Așa. Adică am un soi de timiditate cu care mă lupt atunci când trebuie să... Nu când sunt la filmări, pentru că deja sunt foarte obișnuită cu echipa. Atunci când trebuie să vin chiar la tine. Deși tu ești obișnuită cu asta. Da, atunci când am emisiuni în direct, atunci când știu că
na, depinde foarte mult de ce scot pe gură mesajul, e foarte important, pentru că lumea, într-o mică sau mai mare măsură, poate fi influențată de ce vorbești, ce spui, și atunci simt cumva câteodată responsabilitatea asta, da, care nu e atât de mare, să nu fim, dar am un soi de timiditate și cred că sunt, eu sunt rac, dacă mă intrăm în discuția asta. Am o parte introvertită, introvertă, adică... E și emoțională, pentru da, că și da. Eu urmăresc într-adevăr zodiile, cred acolo ceva, a, eu da, am o emotivitate pe care am încercat să o educ în așa fel încât să nu fie în detrimentul meu, mă refer la meserie. Pentru că nu poți să fii în carapacea ta și să încerci să ajungi, să transmiți către lume ceva. Trebuie să te și deschizi, iar asta face parte din meseria mea. Dar am combinat cumva trăsături din rac, adică emotivitatea, cumva am dus-o astfel încât să-mi servească, adică să transmit emoție, despre asta e vorba. Apropo de zodie. Și asta o fac în teatru. Scuze-mă, apropo de zodie, eu am ascendent în rac. A, serios? Da. Și ca zodie? Gemeni. Gemeni? A, deci nebunie la tine cu... e un melanj. Da, e nebunie cu liniște pe aici, pe acolo. Păi să știi că asta, așa simt și eu. Eu am ascendent în leu, adică am partea de... De foc. De foc, da. Exact, dar și cumva mă și retrag câteodată și îmi place să am timpul meu cu mine. Dar gemeni, foarte socială, da. Foarte sociabilă. Și nu eram așa, dar toate s-au schimbat iarăși, cum ai spus și tu, odată cu evoluția. Asta se întâmplă. E bine. Da. E de bine. Bine. E bine. În online noi suntem activi și am văzut că și tu ești activă. A, trebuie. Cât timp ți dedici online-ului? Vai, încerc cât se poate de puțin, dar ce să zic, câteodată mă trezesc cu telefonul în mână la cafea. Așa, cred că ai văzut. Involuntar, că și noi facem asta. Da, exact, exact. Încerc dimineața să o păstrez așa pentru mine, dar trebuie să recunosc că na, mai verific noutăți, mai ales că am și niște obligații, adică mai postez când avem emisiune, mai anunț lumea de apariții. Ce să zic? Am raportul ăla pe telefon care îți vine săptămânal. Da, și te minunează, nu? Da. N-ar trebui să zic. Nu faceți ca noi. Mai faceți o pauză când din când mai în când. Mai luați o pauză. Dar, deși, uite, să știi că nu m-a prins TikTok-ul. Da, uite, chiar aici voiam să ajung și la un moment dat, că e foarte utilizată platforma. Da, da, deci cred că e cea mai utilizată acum la ora actuală. Nu m-a prins TikTok-ul. Eu chiar, mi se pare că sunt contra curentului la TikTok, deși aș putea să fac personaje și eu postez mai prostii pe TikTok, din vacanță, am înțeles greșit rolul TikTok-ului. Da. E, niciodată nu-i târziu dacă simți tu nevoia, cu adevărat, că până la urmă nu lansezi acolo doar ca să fie postat și atât bifat. Da, da, da. Da. E mai mult. Mai mult cu Instagramul, ce să zic, m-a prins mai mult Insta-ul. Te urmărim acolo, oricum suntem cu ochii pe tine, pentru că ai postări frumoase, interesante și chiar comice, pentru că, na, legate de cronică, ce poate să fie, decât cu umor. Mulțumesc frumos. Mai postez de când din excursiile de la munte. Pentru am observat. Că mai nou, mie îmi place mare. Eu sunt o persoană care apreciază plaja și soarele și căldura. Dar mai nou cu soțul, care este de meserie alpinist, printre altele, am învățat să apreciez și muntele. Cine ar fi zis? Eu nu eram o persoană, nu eram montaniardă de nicio culoare. Nu, de nicio culoare. Am avut niște încercări când eram mică, dar nu s-au terminat bine. Dar acum, nu știu, am luat așa, ca pe o provocare și am vrut să fac... Bine, prima dată am făcut cel mai înalt vârf din Maroc, Tupcalu, 4100 și ceva de metri. Wow! Fără să fac munții noștri din România, asta da? Mi s-a părut extraordinar. Și Radu, soțul meu, zicea, da, uite, nu, la asta nu mă așteptam, tu nu te duci pe munte, dar când te duci, te o duci. Bine. Da. Și apoi am zis că ar trebui să încep și eu cu munții noștri, vârfurile noastre cele mai înalte. Și am făcut Moldoveanu, Negoiu, vara trecută, Viștea, ăsta e al treilea ca înălțime, ca altitudine. Și apoi am mai luat o pauză că nu mai am și alte lucruri de făcut, dar nu zic nu. Aș vrea să fac doar un Kilimanjaro și un Everest Base Camp. Atât. Uite, asta înseamnă curaj. Poate, da. Determinare mai mult. Determinare, că așa
Nu cred că sunt riscuri foarte mari, că mă duc cu profesionistul. Dar asta aș mai vrea să mai fac, pentru că am înțeles că e de văzut, e frumos. Tot traseul. Pe Kilimanjaro, de exemplu, am înțeles că doar în ultima zi ar fi mai solicitant, dar până atunci ești în junglă, vezi animăluțe. E frumos să te întorci în natură. E, cred că, esența și baza noastră ca oameni. Și uite, mi se pare o pasiune frumoasă. Da, este. Am reușit să înțeleg despre ce e vorba atunci când... Trebuie să recunosc, nu înțelegeam foarte bine. Adică mi se părea doar solicitant, doar un efort și atât. Dar nu, e de fapt... revenirea în comuniunea cu natura. Adică cum ziceai tu, cu sinele. Da, da, exact. Da. Se leagă. Ei, măcar pe noi ne inspiri cu pozele tale, cu filmulețele pe care le postezi acolo, dacă nu ajungem noi fizic. Da, să știi că e important și atât. Da. Păi o să țin cont atunci. Mai pun. Așa. Da, vă așteptăm, adică... Uite, am putea îndrăzni. De ce nu? Adică trebuie să-ți mai din când în când un pic de liber de la viața noastră cotidiană și să te mai distrezi și în natură. Să știi că ne-ar prinde o gură de aer tare bine. Ne-ar prinde bine pentru că se simte diferența. Este. La propriu și la figurat. Este. Și partea bună este că te întâlnești cu niște oameni, cei care sunt pasionați de munte, de drumeții, sunt niște oameni speciali și atunci se mai leagă niște prietenii, este un fel de socializare și acolo. Se leagă niște prietenii și întâlnești niște oameni chiar speciali pe munte. Ca așa la mare întâlnești toate categoriile de oameni, dar la munte nu, trebuie un pic de determinare, de... E ceva mai select. Da, e un pic mai select, da. Exact. Gabriela, noi suntem la radio. Ai un playlist al tău? Wow! Care să te relaxeze sau poate să-ți aducă energie? Să știi, da. Să știi că ascult mult... mie îmi place muzica de film. Wow! Și atunci când văd un film și chiar... aud ceva special, caut soundtrack-ul și uite, de exemplu, eu acum, în ultima perioadă, am ascultat numai soundtrack-ul de la 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 Land. Ok. Niște melodii foarte, foarte frumoase. Ce am mai ascultat? Bine, mie în general îmi place muzica de dans, pentru că am și dansat. Deci dacă eu mă duc la o petrecere, muzica ar trebui să mă ridice de pe scaun și să pot să dansez. Și da, chiar ascult toate tipurile, toate genurile, nu... După feeling-ul tău, după stare. După feeling, da, după feeling. Hai să zic că poate nu ascult foarte mult hip-hop. Și de ce să fiu ipocrită? Că nici manele nu ascult, nu-mi pun în căști. Exact. Eu ca să... Dar nici nu pot să zic că dacă sunt la o petrecere o să rog pe toată lumea să stingă muzica, așa ceva nu accept, vă rog să schimbați. Indiferent, dar nu ascult eu în mașină sau... Dar exact. Ascult muzică dansabilă și când sunt eu cu mine așa și am un sentiment mai... Sunt pe sentiment, așa? Sunt mai pe relaxare, așa. Îmi place muzica de film. Da, chiar îmi place. Deci acolo ne ducem la soundtrack. Uh-huh. Foarte mișto, pentru că am mai auzit persoane care scot Shazam-ul și caută imediat piesele în cazul în care se află în momentul acela la cinema. Da. Deci, uite. Ennio Morricone. Doamne, am avut perioade, nu acum, dar recent, dar am avut perioade în care am ascultat Ennio Morricone non-stop, că el a făcut atâtea filme grozave și muzica lui a câștigat atâtea Oscaruri, adică a fost un geniu. Uite, încă o sursă de inspirație, dacă încă nu știți așa ceva, pe astfel de piese și capot opere de altfel, că până la urmă nu ajunge orice pe film. Da. Puteți să le căutați și să le dați și voi un play. Da, cu siguranță. Recomandări. Da. Am și provocări, Gabriela. Aoleu! Nu multe. Mai beau o gâță de cafea. Energizează-te, da. Exact. Ia-ți o doză de energie și trecem ușor la ele. Nu sunt agresive deloc. Așa. Sper să fac față cu brio și să trec în etapa următoare. Cu toți disponibil. Dacă ai fi un subiect despre care să se scrie toată viața, ce subiect ai alege să fii? Eu, Gabriela, sau... Tu. Păi, cred că aș merge pe partea de... Adică nu cred că aș vrea să se scrie din punct de vedere artistic ce am realizat profesional, cât poate cât de mult am avut un aport în societate, pe partea humanitarian, poate. Mm-hmm. Asta e un lucru pe care aș vrea să-l dezvolt în viitor. Așa. Și uite, apropo de asta, ar trebui să ai o pagină de Wikipedia. Da,
Da, asta ai spus și lui Codruț. Da? Serios? Da, de asta se ocupă artistul, ca să zic așa? Nu, cei din echipă. Cei din, da. Sau cei care au acces la Wikipedia. Da, ok, că asta... Ar trebui să-i aminte. Da? Păi, o să le fac un mail foarte stufos când ajung acasă. Bine, și cu recenzie din partea noastră. Așa, mersi, Raluca. Bun, și dacă tot vorbim despre umor, evident, dacă ar fi o glumă, și să fii tu gluma aia spusă din gură în gură, ce glumă ai alege să fii? As in bank? Orice, da, în zona asta de umor. Sau poate un, nu știu, un număr de stand-up, orice. Să știi că am fost un număr de stand-up, dacă pot să zic așa. Pentru că am fost mult timp cu un comedian, deci el, toate numerele lui erau despre mine, cumva, și... trebuie să mă gândesc. Da, păi bine, rolul în relație, cred că despre asta s-ar putea vorbi foarte mult. Despre... Cu lejeritate. Da, despre... ce fac în casă. Bine, mi-aduc aminte de glumele lui, dar nu pot să le zic, că nu sunt toate. Trebuie cu perdea. Le spunem extra live. Da, da, dar cred că un număr de stand-up aș putea să fiu. Foarte tare. Ne bucurăm pentru că noi avem nevoie de umor, deci merge cu drag la stand-up-ul tău. Bineînțeles. Mulțumesc. Ajungem și la practică și la rubrica Lauda Zilei. Evident. Cu ce te lauzi pentru tine? Ce ai făcut frumos până acum? Frumos a fost faptul că am reușit să salvez niște animăluțe, pentru că noi suntem foarte, noi neavând copii, suntem, avem mulți câini, trei pisoi deocamdată, și de fiecare dată când m-am întâlnit cu o situație de genul ăsta, nu am trecut pe lângă. Și cu asta chiar mă laud. Adică nu, am încercat să găsim un adăpost acelor cățeluși sau pisoi și am reușit de fiecare dată. Cred că dacă am fi un pic mai empatici vis-a-vis de treaba asta, poate lucrurile ar sta mai bine din punctul ăsta de vedere, dar whatever, cine sunt eu să dau sfaturi? Da, cred că asta. Cu asta m-aș lăuda, adică am salvat câteva. Eu te felicit. Sufletele. Eu te felicit pentru că sunt norocoși să vă aibă și voi pe ei, pentru că e un schimb acolo. Chiar da. Chiar da, suntem foarte norocoși să-i avem. Fiecare zi e diferită. Și plină, și plină. N-ai cum să te plictisești fără îndoială. Nu se poate. Oricum, avem nevoie de empatie. Am mai tot discutat despre lucrul ăsta. Într-adevăr, oamenii să mai tragă o privire și în stânga și în dreapta. Așa ar fi frumos. Adică, dacă poți să ajuți, cred că ăsta ar fi și unul dintre scopurile pentru care venim. Să avem grijă de noi înșine, dar să încercăm să avem grijă și de cei din jurul nostru. Așa este. Fie că sunt patrupezi sau bipezi. Nu putem face diferența, sincer. Eu cred că ar trebui să ne uităm ca de la egal-egal. Corect. And it's all connected. Apropo de natură și animale și vietăți de toate felurile. Așa este. Dacă mai ai tu ceva de adăugat la final, chiar te rog să o faci. Aș vrea să adaug că m-am simțit foarte bine. Chiar și fără doza minimă de cafea pe care o am. Mulțumesc, că sunteți o echipă foarte drăguță și aștept cu drag să ne revedem. Nu știu ce aș putea să adaug. Habar n-am. N-am vorbit despre faptul că fac voiceover. Da, te rog. Te rog, spune-ne. Este o plăcere. M-am redescoperit, ca să zic așa. Și este o plăcere să citesc. Eu citeam și înainte, dar este o plăcere să citesc atât de multe cărți și să aflu, să descoper atât de multe povești drăguțe și să pot să primesc și feedback de la voi. Nu știu dacă pot să zic platforma unde... Poți să spui, te rog, chiar te rog. Mă găsește lumea, sunt pe voxa.ro și am avut niște feedback-uri foarte drăguțe de la voi. Chiar cineva mi-a zis... Mă laud acum. Te rog. Cineva mi-a zis că este prima dată când caută o carte după autoare și nu după scriitor, ceea ce mi se pare genial. Asta mi se pare și mie foarte tare. Da, uite, apropo și mă de asta. Mulțumesc, mă bucur. Chiar m-am bucurat sincer, că înseamnă că e ce trebuie, adică și investesc, nu citesc, citesc fiecare poveste de ca și cum ar fi cea mai tare și chiar am descoperit unele cărți extraordinar de frumoase și de comice. Prefer clasicii, trebuie să recunosc că prefer clasicii, dar avem niște scriitori contemporani
Fabuloși! Jos pălăria. Da, da, fabuloși! Pot să fac o recomandare, dacă vreți, da. Dinți albi. Este o carte scrisă de o scriitoare british, englezoaică, care a câștigat foarte multe premii. Este o carte, e pură comedie. Adică eu asta am mai găsit numai în dramaturgie, în piese de teatru. Ea a făcut dintr-un roman o comedie de la A la Z. E fascinantă cartea. Ia uite că se poate. Așadar să intrăm pe voxa.ro și să-i ascultăm vocea minunată, pentru că asta e important. Îți pui sufletul acolo și cred că asta se simte mult mai intens decât orice. Să știi că da. Da, probabil că asta se transmite. Apropo de ce vorbeam de partea mai emotivă a racului, am făcut un... Și uite, apropo de asta, pentru că tu ești acolo cu totul, cu sufletul, cu atitudinea și intonația, evident, nu doar o voce e de ajuns. Eu, de exemplu, urmăream sau ascultam, de fapt, posturile de radio când eram mai mică și îmi imaginam vocea realizatorului, cum ar arăta el ca persoană. Și până să-l descoper fizic și să-mi spulber toate visele, evident, era o altă treabă. Cum vezi tu lucrurile? Cum vezi tu personajele? Să știi că de fiecare dată când încep o carte și dau prima dată de dialogul unui personaj, deja cumva imaginea lui îmi apare aievea. Nu știu cum, că practic nu există, e doar ficțiune, adică fiecare probabil își imaginează într-un fel personaj. Dar când dau de prima replică a personajului, deja o am în minte. Și atunci o am în minte cu tot cu inflexiunile vocii, dacă e mai... cață, să zic, mai tață, mai are o voce mai ascuțită, dacă e o persoană mai matură, are o voce mai gravă, cumva îmi... Le creionez tu așa. Le creionez așa cumva în minte. La partea masculină mi-e mai dificil, dar da, încerc și eu un bas acolo cât se poate de bine, dar îi am în cap și pe ei și cumva și ei, în funcție de personalitatea lor. Dacă sunt mai jucăuși, au alte inflexiuni, dacă sunt mai serioși, sunt mai gravi. Na, da, este o, e o lume. Da, 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 da. E o lume, fiecare roman e o... E foarte poveste. Interesant. Uite, putem să abordăm și altfel lectura, să citim audio. Oh, clar, păi când n-ai timp, mai ales în trafic, asta e cea mai bună metodă. E o alternativă extraordinară, mai ales când traversezi orașul. Și avem de stat în trafic. Da, asta sau e. Când, nu știu, ai chestii de făcut prin casă și n-ai chef să te uiți la televizor sau să dai drumul la muzică, poți să asculti ceva. Sunt mai multe categorii, adică chiar pentru toată lumea. Categorii de... pentru toate avem genurile. De unde alege, avem asta de e clar. Unde alege, clar. Oricum, Gabriela, ai o voce foarte plăcută. Asta e clar. Mulțumesc mult de tot. O să intrăm și noi pe Voxa să te ascultăm și dăm un feedback. Așa, promitem aici. Sincer, să fie unul sincer. Și bineînțeles să te urmărim și pe tine, dar și pe colegii tăi la Cronică în fiecare miercuri seară, de la ora 20, parcă, la da? La ora 20. Așa. Mulțumim. Bineînțeles. Și poate și la teatru. De ce nu? De ce nu? Să aștept să programăm ceva și în București. Așa. Oricum, oamenii se bucură, indiferent de orașul în care se află, au nevoie de teatru și se bucură de momentele astea. Sunt convinsă. Avem, adică, întotdeauna am fost primiți foarte frumos și mai scrie lumea. Am un fan, ca să-i zic așa, că nu ne cunoaștem personal și el mă știe doar de la Cronică. Și el îmi scrie, săracul, din 2011, îmi scrie când ajung la Arad. Și în fiecare an mă întreabă, dar când vii la Arad cu piesa? Am fost la Arad, era el plecat. Acum ce? Odată am fost. Nu s-a potrivit perioada. Nu s-a potrivit, i-am scris, dar țin minte că i-am scris. Vezi că sunt la Arad. A, păi sunt plecat. Păi ce am făcut? Da, atunci să vină el în București sau data viitoare, când o mai fi pe acolo. Da, da. Și chiar asta ziceam, că suntem primiți foarte frumos în afara Bucureștiului. Chiar lumea are nevoie de teatru. Așa este. Cum spunea și Daniel, e un eveniment în sine a merge la un spectacol. Așa este, așa este. Depinde și de poveste, dar da, este un eveniment în sine. Din moment ce actorii își dau acolo o bucățică din suflet, n-are cum să nu ajungă și la spectator. Da, așa este. Așadar, suntem cu ochii pe tine, Gabriela, și în online și peste tot, și la TV și la teatru, oriunde suntem acolo și te mai așteptăm. Mulțumesc frumos, mai vin cu drag, m-am simțit foarte bine. Mulțumesc. Și eu cu tine. Și ne bucurăm în continuare de muzică, evident, aici pe Trăinești.